bun găsit, dragii mei! Este unul dintre cei mai iubiți artiști ai cântecului bucovinean. Este un bărbat împlinit, cu o familie minunată, un om cald și plin de viață, prietenos și amabil. Totuși, în spatele acestor calități, nu găsim o poveste la fel de pozitivă, începuturile fiind marcate de dureri ascunse. Să vorbești cu el despre acele perioade este ca și cum ai vorbi chineza cu un bucovinean afon la limbi străine. Când vine vorba însă despre profesie, el întotdeauna are strălucirea în ochi și bucuria dialogului. Astăzi însă vom încerca să împletim cele două povești într-una care să completeze omul și artistul Sorin Filip, căruia îi spun bine ați venit, domnule Sorin, la emisiunea Făcând Gustul. Bine v-am găsit, mă bucur iată să fiu în cadrul acestei frumoase emisiuni, unde au fost și alți colegi de-ai mei, nume sonore pentru folclorul românesc, prezente în cadrul emisiunii tale. Salut pe această cale toți telespectatorii postului de televiziune Etno TV și mă bucur că aici pot spune că am debutat cu 20 de ani aproape în urmă. Mulțumim din suflet că ați acceptat invitația. Eu folosesc pronumele de politețe, deși, exact cum am spus în introducere, blândețea și felul în care sunteți ca om mă determină să vă tutuiesc. Dar asta pentru că nu-mi permit. Cu drag. O să vă spun, domn, pentru că și la propriu și la figurat sunteți așa. Care este cea mai importantă întâlnire din viața dumneavoastră? Cea mai importantă întâlnire din viața mea cred că a fost aceea când mi-am ales jumătatea vieții, să spun așa, soția mea, și iată că am realizat lucruri frumoase împreună. Am împlinit pe 5 martie 16 ani de când ne-am căsătorit. Felicitări și mulți ani în înainte. Acești 16 ani au fost lucruri frumoase, au fost și obstacole ca în orice căsnicie, dar până la urmă, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, s-a închegat o familie frumoasă, cu copii frumoși, binecuvântați de Dumnezeu și cu multe realizări pe plan artistic, pe plan profesional, pe plan familial, să spun. Și din doi artiști era normal să fie așa. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dăruit și mergem mai departe așa, cu bune, cu rele, fiindcă viața este o luptă. A fost prima dragoste soția pentru Sorin Filip. Da, să știți, eu i-am spus chiar soției mele, când eram cavaler, am mai avut o prietenă și tot Irina a chemat-o. Și iată că a fost să fie numele ăsta predestinat, să spun așa, pentru mine, Irina. Da, ne-am înțeles, ne-am completat, cred că unul pe altul, și am depășit în viață toate obstacolele. A fost dragoste la prima vedere? Da. Noi n-am vorbit decât vreo 6 luni, 7 luni aproape, și ne-am căsătorit. Deci după cele 6 luni în care imediat v-ați putut cunoaște, să zicem mai cred bine. Cred că nici ne-am cunoscut prea bine, să zicem așa, și ne-am căsătorit. Și iată că dovada este 16 ani de căsnicie cu multe realizări în spate. Ce vârstă aveați când ați decis să o cereți soția de soție? Soția mea avea 19 ani, iar eu aveam 25. Se spune des că relațiile care încep foarte devreme au șanse foarte mari să nu se termine, să spun așa, sau să se termine. Sunteți de părere că odată cu trecerea anilor în căsnicie, cuplul sau membrii cuplului devin mai înțelepți, mai iubitori, respectul da, se devine, păstrează cu aceeași intensitate? Eu cred intensitate? Că după câțiva ani devine acel respect, trebuie să recunoaștem. Nu mai putem vorbi de acea dragoste, vai de mine, care a fost la început, deși este respect și dragoste, dar de acum este respect și recunoștință pentru mama copiilor tăi, pentru cea care este alături de tine și la bine și la greu și omul cu care ai ales să pășești în viață. Aveți 3 copii absolut minunați, frumoși, talentați și voi de altfel curajoși că ați dat naștere celor 3 da. Suflețele care v-au întregit, să spun așa. Uite, la Etno se întâmpla când Dumnezeu se alertă pe Aurelian, făcea o emisiune Destinele Celebre și îi povesteam, aveam cei 2 copii, pe Ionuț și Maria, și preotul nostru duhovnic, părintele stareț Nechit de la Mănăstirea Nechit, ne-a spus așa, pentru tine ai făcut un copil, pentru soție, pentru tine, dar pentru Dumnezeu ce ați făcut? Și părintele tot ne-a spus, trebuie să vină și acel copil pentru Dumnezeu. Și soția mi-a spus, Doamne, ferește, părinte, avem 2, e greu, nu ne mai trebuie. Și atunci când am realizat emisiunea Destine Celebre, Irina era însărcinată. Nu știam. Am realizat emisiunea și imediat la 3 zile am povestit și Dumnezeu să-l și lui Aurelian aceste vorbe pe care mi le-a spus starețul Zenovie. Și iată că Dumnezeu așa a vrut să vie Irinuca, cea de-a 3-a binecuvântare de la Dumnezeu. Și este un copil deosebit.
toți îndeosebiți, fiindcă sunt ai noștri. Să vă trăiască sănătoși și să vă împlinească și să fie împliniți cu destine frumoase. Ce sacrificii fac în ziua de astăzi părinții pentru copii? Să știi că noi facem sacrificii pentru a le oferi ceea ce n-am avut noi. Poate soția mea a avut mai multe din partea părinților, eu mai puține. Dar faptul că am găsit o familie în care am crescut în sânul unei familii frumoase, familia Filip, care știi foarte bine că m-am fiat de ea de când aveam 3 ani, de la creșa de copii, am încercat să le ofer copilor mei, în primul rând, dragostea părintească și tot ceea ce mi-a lipsit mie. Și cred că o fac cu mare drag. Ce ți-a lipsit ție în copilărie, Sorin? În copilărie mie mi-au lipsit mai multe. Faptul că părinții mei aveau o vârstă destul de înaintată, bineînțeles aveau alte mentalități, vedeau altfel lucrurile, eram un copil, nu pot să spun că nu mi-au oferit dragoste sau n-au fost alături de mine, dar unele lucruri pe care eu mi le-aș fi dorit în copilărie nu am putut să beneficiez de ele. La 3 ani ai fost înfiat de familia Filip, așa cum ai spus, părinții mei adoptivi. Adoptivi, dar cei biologici? Cei biologici trăiesc, sunt în Moldovița. Trebuie să recunosc că nu-i cunosc, doar pe mama naturală am văzut o singură dată. O singură, de fapt, de 2 ori, pot să spun chiar. Tatăl natural nu-l cunosc, trăiesc părinții mei și ce să spun? Da, asta pentru că nu ai avut curiozitatea să-i întâlnești sau... Curiozitatea nu că n-am avut-o. A fost faptul că pe mine m-au cunoscut frații de pe mamă, au dorit să mă cunoască, asta s-a întâmplat cu 15 ani în urmă, când mi-am cunoscut prima dată frații de pe mamă. Și după aceea, într-o conjunctură, am cunoscut-o și pe mama naturală, așa a fost o chestie nerealizată, neregizată, undeva o întâmplare, ne-am întâlnit față în față. Eu n-am știut cine-i, dumneavoastră știu cine sunt. Dar ce simțiți la acea întâlnire întâmplătoare? Am mai povestit, eram în casa unor prieteni de la Moldovița, i-am rugat să mă ajute într-o problemă, mi-au spus vin o sâmbătă la noi, cu siguranță, să te ajutăm cu ceea ce ai dorit. Și în casa oamenilor, cum în Bucovina, oamenii sunt ospitalieri și primitori cu bucate, stând la masă, gazda în bucătărie pregătea mâncarea și a bătut cineva la ușă. Eu eram singur pe colțar în casa familiei și știi cum se strigă la noi în Bucovina? Cine? Intră! Femeia a intrat, ea când a intrat și m-a văzut pe mine pe colțar, s-a făcut rău pe loc. Eu n-am știut cine am spus bună ziua. Poftiți, intrați, am spus. Era mama mea. Și ea s-a rezemat de tot cu ușii, n-a mai spus absolut nimic, s-a albit la față. N-am realizat despre ce este vorba în clipele respective, iar când gazda a ieșit din bucătărie și a băgat capul, a spus, Saveto, intră. Și când a spus Saveto, am știut despre ce e vorba. Ei s-a făcut rău, i-a dat un pahar cu apă și așa mi-am cunoscut eu mama. Dar naturală. Totuși, de unde știa dumneai ei că tu ești fiul? E clar, ea știa că, bineînțeles că a dat acordul familiei Filip să fie înfiat, știa că sunt în Suceava și știa că sunt copilul ei. E clar că știa. Dar ai avut curiozitatea să o întrebi, Sorin, niciodată. Care a fost motivul pentru care te-a abandonat? Am mai fost întrebat. Nu, n-am întrebat-o niciodată. Nu i-am reproșat nimic, nu am întrebat-o nimic. Am salutat-o, ne-am văzut, s-am spus, cred că de 2 sau 3 ori. Legătura o țin cu frații mei de pe mamă. Sunt încă 4 frați de pe mamă și avem o colaborare frumoasă. Adică o relație frumoasă. Ne sunăm, ne... Ei sunt în străinătate toți, nu sunt în țară niciunul din ei. Dar ai simțit în momentele grele din viața ta un blocaj sau niște explicații pe care poate nu ți le-ai găsit? Ce să spun, nici nu mi-am dorit să o întreb vreodată de ce s-a hotărât să fac acest pas. Și dar să... nici dânsa n-a simțit să spun. Și nici dânsa nu mi-a spus nimic și am zis, dacă așa a fost de la Dumnezeu rânduit și până la urmă Dumnezeu mi-a croit un drum frumos în viață, pot spune, datorită părinților adoptivi care am avut oameni deosebiți și iată am avut de câștigat, poate așa a vrut Dumnezeu să fie pentru drumul un vieții viitor, mele. Da, exact, pentru tine mult mai... Dar
Nu știu, poate te-ai gândit vreodată de ce a trebuit să meriți tu asta sau ai fost supărat vreodată în viața ta pe Dumnezeu? Să știi că am fost supărat, pentru că când eram copil, foarte mult spuneau ei de la casa de copii, părinții adău, știi că așa la școală copiii, ăsta e stilul și cunoaștem foarte bine, să râdă de tine sau, na, părinții mei erau foarte în vârstă. Atunci când m-au înfiat pe mine, aveau, tatăl avea 52 de ani, mama avea 46 de ani. Na, un copil de 3 ani, dai seama că mulți credeau că sunt nepotul lor, nu copilul lor. Dar pe această idee mulți, știi, s-au bucurat să te jignească sau la casa de copii. Sau. Dar au fost momente, de ce să nu spun, de supărare și de tristețe, dar a trebuit să lupt să merg mai departe, n-aveam ce face. Ești un exemplu, îți spun cu sinceritate, pentru că toți, în momentul în care devin adulți, încearcă să-și găsească scuze vis-a-vis de educație, blocaje sau înțelepciunea pe care o sau nu o au. Ei bine, tu, deși ai venit într-o familie nouă sau ai mers într-o familie nouă la vârsta de 3 ani, ești exemplu de tată implicat, familist, cu 3 copii, care, exact cum ai spus, a încercat să le ofere ceea ce lui poate a lipsit. Poate mie mi-a lipsit. Poate n-au putut părinții, poate n-au avut... Da, chiar și dacă n-au avut, cumva este o explicație a faptului că trebuie să abandoneze un copil. Nu, făceam referire la părinții mei care m-au crescut, poate n-au avut să mă ofere totul, dar faptul că m-au luat de la creșa de copii, faptul că mi-au dat și mi-au oferit dragoste atât cât au putut și le-a stat în putere, a fost un lucru minunat. Dumnealor n-au putut avea copii? Da, când n-au avut copii și anul trecut chiar s-a prăpădit și mama adoptivă. Ce să spun, au fost alături de mine și asta a contat, cred că, cel mai mult. Deși poate, știi cum e când ești un părinte mai tânăr, altfel te implici să-ți ajuți copilul, altfel ai alte viziuni. Mă uit și eu acum la copiii mei, intru în jocurile lor. Na, gândește-te, personajul între ghilimele, exact, de care iau nevoie. Una e să ai un copil la 3 ani și una e să ai un nepot, până la urmă, știi? Este o diferență totuși, dar ei mi-au oferit dragostea atât cât le-a stat în putere și au putut. Dar ce ți-amintești din perioada copilăriei, chiar dacă erai mult prea mic, Sorin, atunci până la vârsta de 3 ani când ai intrat în familia Filip? Prea puțin mi-amintesc să spun despre anii crescuți la creșă. Deci, până la 3 ani și un pic am crescut la creșă, până familia Filip a obținut înfierea legală. A durat ceva, deci mama mea lucra la leagănul de copii, mama mea adoptivă la leagănul de copii de unde am fost eu înfiat și m-a îndrăgit de la 9 luni. Deci îți dai seama, de la 9 luni până la 3 ani jumate, ce mult a durat procedura de înfiere. Până au putut să mă iei coapte, și... da, în regulă. Până atunci am stat acolo la creșă, n-aveau și timp să cred că totuși primea atenția Dumnezeu odată ce te-au e dorit clar, în familie. E clar că îți dai seama, ea venea la serviciu. Poate erai zilnic, mai privilegiat. Eram zilnic cu ea la creșă, acele 8 ore care le avea de lucru. Acolo eram. Dar ți-amintești nopțile lângă cine le petreceai sau dacă aveai vreo jucăria ta? După ce am intrat în sună familia, am avut jucării, păcat dar până să spun, atunci? Dar până atunci nu. Îți dai seama, era... Îți amintești că niciodată... strigai pe cineva mama? Toți copiii care eram la creșă, o să te surprindă, toți strigam la toate asistentele, le spuneam mamă. Pentru că azi era un schimb, mâine un schimb și spuneai mamă, mamă, la toate. Cine venea și te hrănea sau te schimba, îi spuneai mamă, na, că așa era. Dar vreau să spun că la leagănul de copii, în camerele respective unde erau copii, să știi că eram câte 25-30 de copilași în pătuțuri, îți dai seama cât se putea ocupa un asistent și o infirmieră. Era un asistent pe salon și o infirmieră, îți dai seama. Și erau, să spun așa, cam, să zicem, două saloane a 20-22 de copii. Dar deci ți-amintești, văd foarte multe etapele. Chestia asta și, na, toți eram la, mergeam la baie cu chivetele la nivelul tău, te învățau să te speli pe mânuță, să, și toți eram la masă. Erau acele cănițe de tablă cu lingurițe de tablă. Am apucat și eu, da, din lux. Și din inox, așa, scuze-mă. Dar, na, ce să spun, e greu să mai povestești, adică nu că e greu să povestești, în suflet rămâne o rană, să știi. Este o rană care nu se va putea astupa niciodată, e o cicatrice rămasă. Tocmai de aia te-am întrebat dacă te-ai confruntat cu blocaje în diferite momente ale vieții sau când ai trebuit să iei decizii ca și tată, ca și parte paternă, poate în educația copiilor. Nu. Eu am fost foarte deschis și chiar m-am implicat în educație și în tot ceea ce a însemnat pentru copiii mei și m-am bucurat crezând că mă bucur, poate, m-am întors așa în timp un pic.
făcându-le lor toate mofturile, pentru că trebuie să recunosc că le-am făcut toate mofturile, mai ales lui Ionuț și celor două fetițe, am zis, măi, n-am avut mașinuță de aia, n-am avut de aia, n-am avut de aia, n-am fost acolo. Lui Ionuț trebuie să nu-i lipsească toate chestiile astea. Bun, erau și timpurile cum erau. Erau două ore de program la televizor, acum nu putem vorbi despre tehnologia care a avansat și timpurile care au venit. Ți-ai judecat vreodată mama? Poftim? Ți-ai judecat mama biologică? Măi, în momente grele, să știi că am avut momente în care am spus, mai bine nu mă nășteam. Dar după aia am spus, Doamne, iartă-mă, așa e, dacă Dumnezeu îți dă o cruce în spate, trebuie să o duci. Știi, stau așa greu, să mă ușor, gândesc cum realizează o mamă, nu știu, că și-a abandonat un copil și totodată să-l vadă adult, să-l vadă atât de reușit, de împlinit, pentru că, slavă Domnului, tu ai un bagaj de cunoștințe foarte mare, ai o familie extraordinară și tu ești cazul fericit până la urmă. Sincer să-ți spun, nu vreau să fiu răutăcios, nu știu dacă realizează faptul că m-a lăsat. Totuși Dumnezeu a vrut și poate le-a dat și lor o palmă. Uite, copilul pe care l-a lăsat la 3 săptămâni într-un spital a ajuns un om realizat, să spun, nu vreau să și vorbesc altceva. Și totuși pe frații tăi... Da, ei m-au sunat, m-a sunat sora cea mai mare. Gândește-te că între mine și sora mare este 2 ani, deci a mai fost o fată la mama mea, deci sora mea, după care sunt eu și după care mai sunt încă 3 frați. Doar și pe toți i-a ținut, numai pe mine m-a lăsat. Sora m-a sunat, vreau să spun că era undeva la nivelul anilor 2004, spre toamnă așa, m-a sunat cineva, bună ziua, bună ziua, s-a recomandat. Eu totuși aflasem despre ei așa cât de cât și mi-a spus cine este, mi-a spus, sunt sora ta, Mona, aș vrea să te cunosc. Și am acceptat, ne-am văzut la 2 zile, așa cum a putut ea să vină. Ea a venit și cu ceilalți 2 frați. Unul era deja în Grecia și nu putea veni. A venit cu ceilalți 2 mai mici, care sunt după mine născuți. Și întâi a venit ea și a stat de vorbă cu mine. Am stat undeva la o cofetărie de vorbă, după care a spus, știi, sunt și 2 frați cu noi, cu mine veniți, ai vrea să-i cunoști? Ei au stat în parc, ei n-au venit, ei n-au avut curaj. Da, foarte bine momentul, da. Ca tu să primești veste, da. Altfel, puțin mai, da. Ei au stat în parc cât noi am stat la cofetărie. Eu n-am știut că e venită cu ei, că de la început aș fi fost de acord să ne vedem toți. Întâi a venit ea, am stat noi de vorbă vreo oră, după care ne-am dus în parc și i-am cunoscut și pe ceilalți 2. Și cum a fost întâlnirea? Sau ce ți-au spus? Sau dacă și-au condamnat și ei mama, că totuși nu. Tu n-ai crescut deci în noi n-am vorbit absolut despre aspectul mamă. Nici la ora actuală. Nu, ne-am bucurat că ne-am cunoscut, că ținem legătura, n-am întrebat nici, nu i-am întrebat nici pe ei și nici ei nu m-au întrebat. Este un subiect închis. Așa, înmormântat, să spun. Dar simți legătura aceasta dintre frată? Sigur că da, să știi că chiar am avut nevoie să mă ajute cu ceva sau ei, dacă au nevoie, mă sună, îi ajut, le trimit acolo în Grecia ce au nevoie. La fel și dacă eu am avut vreo problemă, imediat m-au ajutat, n-au spus nu sau nici ai eu. Sentimentul acela de regret că nu te-ai bucurat de copilărie împreună asta cu cei 4 frați să, da, crești într-o atmosferă? Să fi crescut împreună. Da, între noi cred că este mai mult un respect, aș putea spune. Cred că, ce să spun eu, dragostea asta frățească ar fi fost altfel dacă creșteam împreună. Așa ne respectăm, ne apreciem, colaborăm, ne ajutăm. Ne bucurăm când ne vedem, adică vorbim foarte des la telefon, dar ne vedem foarte rar. Deci, să spun așa, cred că m-am văzut de 4 ori cu ei, față în față. Pentru că ei muncesc, au fost și ei destul de năcăjiți și au ales să plece din țară, să-și construiască o familie și un trai mai bun. Pe mama care te-a adoptat și cea care te-a crescut, pe care ai pierdut-o în urmă cu un an, ai avut curajul vreodată să o întrebi? Da, să știi, eram deja, cântam cu ansamblu studențesc Carcanul din Suceava, venisem dintr-un turneu din Turcia, după vreo 2 săptămâni acolo, și aveam deja 18 ani împliniți și tot așa, din cauza răutăților colaterale, părinții mei au decis să-mi spuie că totuși sunt înviat și să știu de la ei, nu să mai... Eu știam așa colateral, dar nu au avut să-i curajul să-i întrebi. Ei nu mi-au spus decât la 18 ani.
aveam 18 ani și un pic. Și când nu a fost au, un șoc? Au spus, hai, vrem să stăm de vorbă cu tine. Ba da, a fost un șoc. Chiar cu lacrimi s-a lăsat. Așa a fost o emoție în suflet. Și în care ei mi-au spus, vrem să-ți spunem noi, nu vrem să mai auzi vorbe de la alții, noi n-am putut avea copii, eu te-am îndrăgit foarte mult și te-am crescut cu drag, te-am înfiat. Mi-au povestit cum au fost la Moldovița, au cerut acordul, că trebuia să-și dea acordul mama naturală, le-au semnat actele, totul, a fost de acord, n-a zis nu. S-a făcut acele anchete sociale la timpul respectiv, au văzut că, știi cum sunt procedurile astea, dacă sunt condiții, dacă se poate încadra copilul în sânul familiei. Pentru părinții adoptivi ai simțit exact dragostea aceea de părinți? Și să știi că aia este pentru mine, sincer îți spun, pentru mine ei sunt părinții mei. Cu frică de Dumnezeu spun aceasta, chiar dacă știu că și ceilalți sunt în viață. Și chiar am spus și soției mele, nu știu dacă, sincer spun acum așa, că suntem și în post, să fi auzit că mama naturală suferea și mama adoptivă suferea, mai repede aș fi fost afectat pentru mama adoptivă. O să porți să îți ierți vreodată părinții? Da, i-am iertat atât timp cât am acceptat să o cunosc, e clar că i-am iertat. Va judeca Dumnezeu, ce să zic. Mi-e greu să te ascult, că sunt și eu mamă. Da, când ai dat soției vestea aceasta despre copilărie, despre faptul că ai fost adoptat, ea fiind mama trei copii, fiind un suflet blând. Nu, soția mea știa că am fost adoptat și înfiat până să se căsătorească cu mine. Știau. Vă dați seama că lumea bine, vorbește. Bine, nu că nu ar fi acceptat. Eu întreb pentru că odată cu sentimentul de mamă se naște și dragostea aceea infinită pentru copii și mă gândesc oare cum a privit sau dacă vreodată a judecat. Nu, Irina n-a judecat-o niciodată, ba din contra a acceptat-o și a omenit-o frumos. Nici Irina, dacă eu ca fecior n-am întrebat-o, vă dați seama că ea nici atâta nu, nici n-a avut și ea chiar m-a întrebat, chiar n-ai să vrei să o întrebi niciodată totuși de ce a făcut pasul ăsta și am spus nu. Nu, l-a făcut, așa a considerat ea. Da, și eu cred că aș întreba primul lucru acesta pentru că e normal să-și dorești să ai un răspuns la cele întâmplate. Dar la nunta voastră a participat? Nu. La nunta noastră a participat, a venit sora cea mică. Îi cunoscusem, ce-ți spuneam, în toamnă și noi în martie ne-am căsătorit. Și sora cea mică a fost la nuntă. Acum este și ea căsătorită, are două fetițe gemene, stă în Italia. Ea a fost la nunta mea, avea atunci, cred că, 16 ani, 17 ani. Nepoții și i-a cunoscut, mama biologică? Da, pe toți trei i-a cunoscut, ce-ți spuneam, o singură dată. Însă cei mici știu adevărul despre tatăl lor? Copiii tăi? Ionut și Maria, da. Irinuca e prea mică la 5 ani. Și ce ți-au spus? N-au spus nimic și au ascultat doar atât. N-au spus nimic, nu știu ce e în mintea lor sau cum văd ei lucrurile astea. Dă-ți seama, având de toate și având dragostea familiei, a părinților, a bunicilor, ei nu înțeleg situația respectivă. Ei o văd așa ca pe o... Și asta din dorința și a voastră de a fi părinți protectori. Și n-am, sincer să fiu, n-am făcut tragedie din cazul ăsta. Așa a fost, s-a întâmplat, Dumnezeu le-a rânduit pe toate de așa manieră încât chiar a fost alături de mine și la bine și la greu. Nu vreau să fac nici, vai de mine am fost înfiat, vai de mine am fost presionat. Nu. Cine eu chiar am ținut să țin ascuns, adică să țin, să nu fac, vai de mine, postez eu acum în victimă ce am pățit eu. Sunt mai grele cazuri. Da, așa este. Cine ți-a insuflat dragostea pentru credință și felul acesta adoptiv, în care... Tatăl meu era foarte credincios, foarte credincios și iubea foarte mult cântecul și folclorul și tradiția. El este cel care m-a îndrumat pe drumul cântecului și chiar mi-a sădit dragostea pentru folclor, pentru cântec, pentru frumos. Tatăl meu adoptiv a lucrat în cadrul armatei. Dai seama, erau... militarește, tot era să spun așa, un om foarte bun, un om sufletist, s-a prăpădit înainte de nunta noastră cu 6 luni de zile. Dar lui plăcea foarte mult cântecul, jocul și am primit multe sfaturi de la el și să știi că acum când m-am mai lovit de niște greutăți, mi-aduc aminte când îmi spunea, el îmi spunea băiatul și îmi spunea să n-ai încredere în oameni, ai grijă cu cine te împrietenești, ai grijă nu intra în cercuri unde sunt oameni prefăcuți,
să ții la tine, la sănătatea ta, să te odihnești, să... Îți amintești toate povețele lui. Toate povețele lui. Și el era un om care se respecta la prânz, dormea zilnic. Deci el, pentru el era important somnul. Și el îmi spunea, ia și dorm, că ai să vrei să mai dormi și n-ai să mai poți. Și de multe ori mi-amintesc, așa de obosit, și mi-amintesc cum îmi spunea. Da, el a fost cadru militar, tata, mama, asistent medical, o familie extraordinară. Ce spuneau când ai devenit adult, să zic, sau copil? Simțeau că le-ai întregit iubirea și respectul pe care își le purtau unul celuilalt? Să știi că da, da. Au fost lucruri frumoase. Mama a fost un pic așa mai, cum să spune, un pic așa mai reticentă, poate pot spune, când m-am căsătorit. Ea nu prea, eram doar băiatul ei, ea vroia numai ea să mă gestioneze, să spun așa, într-un cuvânt. Ei, când a apărut soția, ea a fost un pic așa mai rezervată, dar într-un final a trebuit să înțeleagă că fiecare om în viață trebuie să-și întemeieze o familie. Și copiii nu sunt proprietatea privată, exact. Și trebuie să acceptăm ca mame că au dreptul la fericire. Ea a fost un pic așa mai pătimașă, dar poate și pentru că n-a avut împlinirea de a fi mamă biologică și atunci își reflecta în viitorul tău, poate cumva și prezența dumneei. Da, nu știu să spun, dar m-a iubit foarte mult. Ea a spus de când a pășit în grupa de la leagănul de copii, acolo unde erau copiii, a intrat în salonul ăla unde îți spuneam că sunt, erau câte 20 de copii, 20 de pătuțuri. Când a intrat în salon, ce-mi povestea ea, Dumnezeu să ierte, că m-am prins de gâtul ei și am strigat mamă. Și în momentul ăsta au spus, ăsta va fi copilul meu. Și a avut răbdarea de a aștepta 2 ani jumătate aproape. Păi ea a fost poate nu chiar atât de greu acei 2 ani să aștepte, fiindcă lucrând acolo, deci zilnic mă vedea, era cu mine, na. Cele 8 ore cât lucra, după care pleca acasă. Se spune că în perioada de între 2 și 3 ani ai copilului, anii copilului, în general, toți își amintesc despre acea perioadă. Îți amintești? Vag mi-amintesc, dar mi-amintesc un pic așa de la leagăn. Nu sunt niște lucruri strălucite, dar faptul că noi ne atașam, așa cum îți spuneam, copiii la orice asistent, de orice înferor, spuneam mamă, după aia dându-ți seama că dacă ea s-a lipit atât de mult de mine și eu de acum toată ziua o căutam, plângeam când pleca, că trebuia să mă lese acolo, nu putea să mă ia acasă. Cumva îți amintești la vremea aceea că aveai cumva întrebări sau că nu există pentru fiecare copil o mamă? Nu, nu aveam de unde să știu chestiile astea. Eu ți-am spus, pentru mine ei sunt părinții mei, pe ei am deschis ochii, eu de ei am știut tată și mamă, iar faptul că am aflat după aia de prin clasa a 5-a, 6-a, că sunt înfiat, că n-ar fi părinții mei, după când, iar când s-au hotărât ei să-mi spună la 18 ani, dar nu m-a afectat foarte poate tare. Poate nu e foarte comod să pun întrebările astea, dar cu siguranță sunt telespectatori care se regăsesc în astfel de povești și întrebarea a venit și în urma curiozității mele ca mamă, pentru că fiecare copil are dorința de a avea intimitatea lui, de a avea camera lui, de a petrece timp să cu... Să știi că familia Filip, după ce m-au înfiat, stăteau la 2 camere. Iar imediat ce am intrat eu în clasa 1, s-au mutat la 3 camere și mi-au oferit camera mea. Aveam camera mea. Atât cât s-a putut, cum era la timpul respectiv. Sunt convinsă că lucrurile au decurs foarte bine după, însă în perioada aceea, văzând atâția copii într-o singură cameră, atâtea pătuțuri, mă gândeam că te întrebi de ce... A fost ok după aia. Ești posesiv cu copiii tăi în ciuda faptului că sunt. Nu, sunt un pic sever, nu sunt posesiv cu copiii mei, dar sunt un pic sever și n-aș vrea, cum să spun eu, aș vrea să calce pe drumul vieții așa corect și bine și cu demnitate. Și cu demnitate și întotdeauna ei trebuie să fie pregătiți pentru orice. Și chiar îi educ de așa manieră și eu și soția și suntem alături de ei. Le insuflăm dragostea pentru frumos, respectul pentru cei din jurul lor și, ce să spun, momentan copiii noștri sunt bine educați și bine crescuți, să dea Dumnezeu să meargă mai departe, să asculte și să învețe bine. În perioadele în care tu aveai spectacole, soția ta știu că este și... Dansatoare la ansamblu Ciprian Porumbescu. Dumnezeu dansatoare, exact. Cu cine vă organizați să rămână copiii? Păi, mama soției mele,
soacra mea avea 42 de ani când s-a căsătorit Irina. De seama că au bunică, acum are 56 de ani și are 3 nepoți. Și are nepot de 15 ani, băiețelul nostru Ionuț. Doar ea stătea cu ei și stă cu ei și, ai să vezi, copiii mei nu îi spun bunică, îi spun mamă. Toți trei copii. Suplinesc perfect momentele în care mama nu e lângă ei. Mama e mami și bunica e mamă. Mama. Cum acceptă un tăti faptul că îi crește copilul, că nu-i mai încape în brațe? Știi, uite, îi spuneam, cheamă câteva serii în urmă, vorbeam cu Irinuca, să mă lasă, să o mai iubesc un pic. Uite, zic, eu nu s-o cresc cu mare, nu mă mai lasă. Maria e gata, e domnișoară, 13 ani. Gata, na, nu mai e ca atunci când o strângeai, când te jucai cu ea. Deja devine domnișoară, el cavaler, deja au pretențiile lor. Și Irinuca compensează cumva, Irinuca compensează, dar deja ea, văzându-i pe ei mai mari și... Are atitudinea deja independentă. Schimbă și ea un pic atitudinea. Dar îi spun, las, merg, că să te mai iubesc un pix. Dacă ai putea da timp înapoi într-un moment din viața ta, ce ai schimba? Ce să spun, poate aș ști să pășesc un pic pe drumul vieții altfel. M-am dedicat foarte mult cântecului, m-am dedicat foarte mult familiei, dar datorită carierei profesionale, să știi că un pic ca părinte, nu că am neglijat-o. Ai lipsit. Faptul că am perioadă. Fost permanent pe drumuri contează foarte mult, atât timp cât poți și ești acasă, să te dedici familiei și să fii cât mai mult lângă copii, fiindcă cu acele vremuri nu te mai întâlnești. Ei cresc și își au zborul și rămân doar amintirile. Și îți pare rău, mai ar fi trebuit să stau mai mult cu ei, să mă joc mai mult cu ei, să fiu mai mult cu ei la parcurile de joacă sau... Noi le-am oferit și am fost, dar trebuie să recunosc că cariera asta artistică și faptul că și funcția pe care implică o dețin implică foarte multe compromisuri. Viața e un compromis, iată că asta că este. Tot suntem la capitolul amintirii, Sorin, ce oameni ți-au marcat trecutul acestei cariere pentru care tu ai pus suflet și te-ai dedicat atât de mult? N-aș vrea să dau care nume. Te-au marcat au fost, pozitiv, poate și negativ. Da, au fost foarte mulți oameni care chiar m-au susținut și au avut încredere în talentul meu, în ceea ce eu am încercat să fac pe drumul cântecului și le mulțumesc pe această cale. Sunt mulți oameni de televiziune, de radio, artiști mari și le mulțumesc tuturor pe această cale. N-aș vrea să dau nume, fiindcă aș omite pe cineva și s-ar supăra. Când a venit vestea că vei ocupa funcția de director acolo la ansamblu, cum ai primit-o? Ți se părea că este o responsabilitate mare? Da, hai să vezi, la 30 de ani deveneam director ansamblului Ciprian Porumbescu la 30 de ani. Tocmai de asta te-am întrebat, pentru că erai destul de tânăr. Am deja 20 de ani de când activez în cadrul acestui colectiv, din 2000. Și eu am fost angajat ca solist vocal, impresar artistic, deci cât de cât cunoșteam colectiv, veneam din sânul lor, n-a fost ușor, fiindcă sunt foarte multe răspunderi, având în subordine, întâi am avut ansamblu Ciprian Porumbescu, unde era colectivul undeva la 80 de angajați, iar acum am Centrul Cultural Bucovina, unde sunt peste 157 de angajați. Este o răspundere, munca cu omul este grea, dar atât timp cât știi să-i respecti, știi să fii alături de ei când au nevoie, așa am lucrat eu cu colegii mei, la rândul lor și au răspuns de fiecare dată rugăminților mele și chiar cerințelor mele și am realizat lucruri frumoase. Eu mă mândresc că am o echipă frumoasă la Suceava și când vorbesc de echipă, vorbesc de Centrul Cultural Bucovina, de toate cele trei direcții, Școala de Arte Ion Eremescu, Centrul de Creație și Ansamblul Ciprian Porumbescu. Felicitări! Oameni bine pregătiți profesional, oameni dăruiți actului artistic, pot spune, și oameni de care și împreună cu ei am realizat lucruri frumoase la nivel de județ, la nivel de țară. Putem spune că noi am fost și în afară și am prezentat tot ce are mai frumos Bucovina prin cânt, joc, tradiție și iată, se datorează foarte mult și Consiliul Județean Suceava care ne susține foarte mult, că știm foarte bine la ora actuală cât de greu este să supraviețuiască un ansamblu de cântece și de dansuri și... Există obstacole și în acest drum al cântecului popular? În există, de ce să nu? De ce să spunem că nu există? Răutăți sunt peste tot. Atunci când, iată, încerci să urci treaptă cu treaptă spre
consacrare artistică, se găsește câte unul, doi să te șicnească sau să-ți scoată vorbe. Sau... Eu n-am prea plecat capul la... Pentru că au fost, de ce să nu spun. Dar o prietenie sinceră sau prietenii sincere există? Mai rar. E unul la milion. Au fost oameni pe care eu i-am ajutat foarte mult și au și dezamăgit foarte mult. În general, oamenii se folosesc de tine și ești bun atât cât le faci interesele și ajuți. După aceea uită. Dar n-am ținut mânie, n-am ținut ură, am mers mai departe și să știi că chiar aceia care mi-au întors spatele, i-a mai ajutat și a doua oară. Se spune că când faci bine, nu trebuie să ai așteptări bine, și asta vine cu siguranță, de la Dumnezeu, da, pentru că ai și respectirea și... pentru ce faci. Dar, încă o dată, mă repet, eu am o echipă frumoasă la Suceava și sunt mândru. Dacă ar fi să te întreb de regrete, Sorin, care ar fi acelea? Ce să spun, regretul este poate că n-am avut părinți alături de mine natural, că n-am avut frații lângă mine. Este greu să n-ai frați, să știi, mă uit așa, sunt familii care au frați, se întâlnesc. Nu pot să spun, eu am foarte mulți fiini de cununie și de botez. Peste... Te refer pe linie... Așa, pe linia familia. Sângelui, da, să spunem da. Noi. Dar, până la urmă, viața trebuie luată așa cum este. Dumnezeu ne-a croit un drum și nu putem să ne abatem. Mă crezi că am stat să-mi permit să fac o concluzie vis-a-vis de asta, gândindu-mă la tine și spuneai că fraților tăi nu le-a fost ușor și de asta au ales să plece din țară. Ai plecat tu din acea familie, dar uite că așa cum ai evoluat, așa cum ai pus bazele unei educații frumoase, ești omul de astăzi împlinit. Cumva, dacă n-ai avut copilăria cea mai frumoasă, nefiind în preajma lor, ai primit recompensa. Să știi că și viața te modelează, dacă îmi dai voie să spun. Autoeducația, da. Și faptul că am trecut prin foarte multe greutăți, altfel am știut să răzbat în viață și să iau lucrurile așa cum au fost la timpul respectiv și altfel știu să iert, să trec cu vederea și să accept chiar și acele obstacole care mai apar în drumul vieții, să zic așa. Dacă poate aș fi avut totul, poate n-aș fi fost așa cum sunt acum. Ce-ți înveți copiii în speranța că pot avea o viață fericită? Ce să învăț? Învăț în primul rând să fie respectuoși, învăț că trebuie să fie credincioși, că nu trebuie să facă rău nimănui, că trebuie să fie buni, iertători și îi pregătesc așa pentru viață de la mine când mai bățesc câte ceva sau se întâmplă. Iată că le povestesc și le dau un sfat. Pentru acești 16 ani de căsnicie, îi aduci recunoștință soției tale? Sigur că și da. Porți și același respect? Respectul între noi nu s-a... Chiar dacă știi că în orice familie mai apare câte o discuție, că n-are cum... Și ele sunt constructive. Dar noi am știut să ne completăm. Am știut să nu plecăm urechea la toate bârfele colaterale. Am știut că trebuie să avem încredere unul în altul și eu zic că așa am putut păși în viață și iată așa, totuși sunt 16 ani de căsătorie. Ai putea să ne spui și nouă rețeta acestui echilibru, acestei căsnicii longevive până la urmă? Rețeta este că, în primul rând, se bazează pe respect, pe dragoste și pe multă încredere. De ambele părți. De ambele părți, clar. Când... Și nu numai respectul ție din partea mea sau din partea soției, respectul vine din ambele părți. Când ai făcut ultima declarație de dragoste sau cum obișnuiești să o răsfeți? Să știi că de ziua ei, de fiecare dată, nu-i lipsesc florile și câte un cadou, la 8 martie și atunci când sărbătorim anii de căsnicie. Și acum e mai frumos că suntem împreună cu copiii și pregătim surprizele așa. În comun? În comun, cum se spune. Aveți timp și pentru voi doi sau, nu știu, duceți lipsă de asta? Ducem lipsă. Deci lipsa timpului pentru noi doi să știi că este foarte mare. Pentru că datorită serviciului, datorită orelor online, datorită, gândește-te să lucrezi acum cu 3 copii online. Unul într-o cameră, unul într-o cameră, unul într-o cameră. Termin cu ăla, începi grădinița, are de colorat doamna de la școală, vreau să zic, ca din etul acolo, nu merge calculatorul dincolo, tableta, nu știu ce au făcut, auleu. Și timpul trece așa de repede, că acum e 8 dimineața și acum e 6 după amiază. Da. Deci nu mai ai timp și termin și mai au temii de făcut sau mai trebuie să le pregătești ceva. Și timpul... Datorită faptului, iată că în ultimii 3 ani noi n-am mai fost într-un concediu.
Tocmai ce voiam să te întreb. A fost mama bolnavă, după aia a murit mama, ne-am chinuit cu spitalele. Și totuși ați rezistat acum, și așa. Acum tatăl soției mele nu are o situație chiar bună de sănătate și am terminat cu mama, iată că, știi, tot așa viața ne parcă încearcă. Parcă în momentul în care simți că vrei așa, să te detașezi, tot vine ceva să te țină. Și noi, că am spus că niciodată nu o să ne spunem, gata, am scăpat, nu mai spunem. Nu, s-o terminat. Se țin toate lanți. Da. Lăsăm așa să curgă. Da. Vi se părea aici mai ușor când erau copii mici sau e, mergeți pe premiza copii mici, probleme mici, copii mari, probleme exact, mari? Exact, copii mici, probleme mici, copii mari. Dar să știi, copiii noștri sunt cuminți și păcat să spun că bine, aici ne referim probleme la responsabilități, da, nu? Dar iată că sunt responsabilitățile cu școala, cu temele, că știți cum sunt copiii. Ei, dacă ei lăsa toată ziua pe tabletă, pe mobil, să nu-i întrebi, să nu-i pui la citit, eu o leacă sunt pretențios în privința orelor și în privința educației lor, îi pun să citească aproape zilnic și e o leacă de supărare. Li se pare că tatăl e diferit față. Mama lor le povestește, măi, dar eu eram copil și le spune, mergeam la școală și veneam de la școală și mama mă trimitea cu gâștile să le duc pe tolocuță să pască și luam cartea cu mine și citeam și iar încep cu gâștile să ne povestește. Maria, ia, cum, ce gâști, ce... Lor cumva să motiveze că deși avea o responsabilitate, da, adică ea și făcea asta. Și învățai și păzai și gâștile și... Ei, lor li se pare ceva de domeniul fantasticului acum. Și vorbim noi. De ce sau de cine ți este? Sau se amuză, acum, știi? Ei se amuză foarte tare pe chestiile astea când le spui. Și trei au timp să pună țara la cale împreună. Exact. De ce sau de cine ți este doar acum privind în urmă? Poate că timpul deja a trecut prea repede. Nu pot să spun că sunt bătrân la 41 de ani. Mulți ani înainte. Dar, încă o dată mă repet, mi-ar fi plăcut să mai stăie copiii mici, să-i mai văd micuți. Tare repede au crescut. Poate te vei bucura mai mult de nepoți, Sorin. Se spune că părinții iubesc foarte mult copiii, dar nepoții mai mult și mai mult. Am auzit și așa este. Da, să dea Dumnezeu să fim sănătoși și să ajungem să fim bunici. Toate de la Dumnezeu. Ce ți-ai dori pentru cei trei îngerași ai voștri? În primul rând, eu nu i-am obligat, le insuflu dragostea pentru cântec, pentru frumos, dar nu-i oblig să pășească pe acest drum al cântecului. I-am lăsat să aleagă și să hotărască ei ce vor să facă în viață. Ionuț, el dorește să meargă pe linia asta a carierei militare. Maria își dorește actorie foarte mult și Irinuca văd că a început să cocheteze așa cu cântecul și dansează și cântă. Cred că ea este ultima care a luat de la ambii câte ceva. Nu, i-am lăsat să aleagă, nu pot, atât timp cât copilul nu îndrăgește o profesie, nu ne oprim doar la cântec, da? Nu poți, dragoste cu forța nu se poate, nici meserie cu forța, nici copilul trebuie lăsat să aleagă. Și până la urmă, în felul acesta, și să-i își dezvoltă drumul, propria personalitate. Exact. Și să-i croiești drumul. Să-l ajuți, să-l susții pe drumul pe care dorește să meargă. Ți-ai fi dorit să mai îndeplinești la fel de bine și altă meserie? Te vedeai făcând altceva? Ai să râzi. Vreau să mă fac preot prima dată. Am vrut preot să mă fac, după care am zis nu. Deci erai decis să dai la facultatea de teologie? Da, da. Și așa, cum s-a schimbat alegerea aceasta? Faptul că am început să merg în festivaluri și concursuri și obținând premii, pac, am hotărât, nu, rămân aici cu cântecul. Regreți acum că n-ai făcut pasul acela? Nu, nu regret, dar eram să fiu preot dacă nu eram interpret de muzică populară. Dacă ar fi să faci retrospectiva vieții, care ar fi cea mai senină perioadă a vieții tale? Cea mai senină perioadă a vieții mele este, nu știu dacă mă pot limita exact undeva anume, faptul când m-am căsătorit și mi-am întemeiat căminul meu și familia mea a fost ceva deosebit. Fiecare realizare a unui compact disc, iată sunt în spate 11 CD-uri, sunt ani de muncă, ani în care am pus suflet în fiecare compact disc și în fiecare cântec alături de specialiștii care au fost alături de mine la realizarea lor. Sunt împliniri sufletești, sunt mulțumiri sufletești și mă bucur în primul rând de familie, ne dorim să fim sănătoși și să mergem mai departe. Și cea mai mare neîmplinire? N-aș putea spune acum că eu am dar când ți-a fost cel mai greu?
greu, greu, greu pe parcursul vieții mele a fost, de ce să nu spun, dar nu pot să spun într-o anume perioadă. Au fost greutăți, să știi că pe drumul cântecului și chiar și pe drumul în momentul în care mi-am întemeiat și o familie, a fost greu. Dar am luptat. Se întoarce la noi binele făcut? Da. Și eu am încredere. Și mie mi s-a întors. Nu de la omul care am făcut bine. De la Dumnezeu. Când ai simțit că ți este alături Sorin? Ai avut un moment greu în viața ta, fie de sănătate? Atunci când nu m-am așteptat, să știi că Dumnezeu a fost alături de mine. Când credeam că poate nu mai există vreo șansă, dar să știi că m-am rugat foarte mult. Noi am citit rugăciuni și ne-am rugat și am mers la biserică și știi că orice duhovnic și orice preot spune rugați-vă și aveți încredere că într-o zi Dumnezeu face lumină. Și Dumnezeu a făcut lumină. Spuneai mai devreme că te-ai gândit că nu mai este nicio șansă. Cu privire la ce făceai referire? Nicio șansă. Au fost niște probleme așa mai de familie, nu foarte mari, cu mama, ceea ce îți spuneam, mama mea adoptivă, dar până la urmă ea a trebuit să accepte și și-a dat seama așa, chiar spre sfârșitul vieții, că a greșit în două locuri. Și și-a cerut iertare? Da. Și-a cerut iertare atât de la mine cât și de la Irina, că de fapt mai mult pe Irina o supărase decât pe mine. Eu ca fiu, știi, am tolerat altfel și am acceptat-o și am trecut. Nora știi cum e, dar nu m-am așteptat niciodată și încă o dată îi mulțumesc Irinei că la problemele pe care le-a avut a fost iertătoare și a fost alături de mama mea până în clipa morții. N-a ținut ură și chiar dacă, așa cum ți-am spus, n-a acceptat de la început relația cu Nora, Irina n-a purtat ură și, ba din contra, a ajutat-o până în ultima clipă, a fost alături de ea. Și nu sunt și multe spun femei ultima care clipă, fac asta. Spun îngrijită, îmbrăcată, hrănită, deci nu cu ură. Ați locuit cu dumneai în casă? Nu. Am locuit doar câteva luni și când am văzut că nu este înțelegere, am plecat. Am plecat, am stat la socrii câțiva ani de zile până ne-am luat apartamentul nostru și până ne-am mutat la căsuța noastră. S-ai urmat soția și iată și că iubirea învinge tot. Și cel mai bine este să fii la tine acasă. Pentru că știi cum e, părinții observă tot, văd tot. Au tendința de a ține cu... Părinții fete țin cu mama, cu fata, părinții băiatului cu băiatul și atunci de ce să leși loc de interpretare? Este foarte bine ca un cuplu când pășește în viață, atât cât de greu va fi să plece la ei acasă. Ei, uite, de asta sunteți încă o dată de admirat, da. Voi ca persoane și voi ca și membrii ai acestui cuplu, că totuși prin încercările în care ați trecut și prin toate, poate și vorbele grele pe care le-ați auzit, ați dat dovadă că relația funcționează, dacă cu adevărat. Da, pe asta a fost, pentru mulți, poate a fost o mirare și poate au crezut că aruncând cu vorbe și împroșcând cu noroi se va destrăma cuplul nostru sau... N-a ținut. Am știut să fim echilibrați. Contează foarte mult să știi atunci când cineva încearcă să-ți facă rău sau că știi cum îi se unesc, nu e numai unul singur, mai vine și unul, mai spune și ăla și atunci dacă nu este cât de cât un respect și o încredere între cuplu, e greu să poată depăși și să meargă mai departe. Eu am să spun doar un fragment scurt. În săptămâna când ne-am căsătorit, stăteam deja la socrii mei, murise tata, aveam 6 luni, au avut în sâmbătă anunții mele și primeam foarte fel de fel de telefoane, primeau pe telefonul socrilor de acasă, fel de fel de persoane care spuneau că mă așteaptă nu știu unde, că am fost nu știu unde. Deci încercând, chiar să în săptămâna anunții, să, exact, fericit. Ca să nu mai spun că au mai fost și după. Dar Irina a avut încredere, eu i-am demonstrat că sunt corect și nu s-a... Dar au fost, inclusiv și în săptămâna anunții. Dar de unde crezi că vin atâtea răutăți? Colaterale. Nu știu, n-am sau găsit de niciodată ce? Explicația. De ce? N-am deranjat pe nimeni, n-am făcut rău nimănui, nu m-am dus să cer nimănui o lingură de apă, da? Am avut o familie, m-au crescut părinții, adică
n-am înțeles și faptul că m-am căsătorit pentru unii a fost, vai de mine, cum? Și apoi o familie atât de frumoasă încercat, și au încercat poate să... și invidia și neîmplinirea personală pe care mulți dintre ei... A unor ei persoane o... frustrate, pot da, spune. Da. Dar n-a mers, n-a mers. Inclusiv și la voi la Etno a fost un telefon cu ani în urmă în care m-au denigrat în emisiunea Valentinei Fătu. Făcea Valentina Fătu o emisiune dimineața. Au încercat și aici. Deci nu e ceva... De asta când îți spun că au fost greutăți... Dar crezi că artiștii sunt, între ghilimele, atacați mai mult decât oamenii obișnuiți? Da, sunt atacați în că sunt persoane publice. Personale, da, sunt persoane publice și atunci, dacă nu poate să-ți facă rău pe plan profesional, că până la urmă Dumnezeu ți-a dat un har și mergi cu el mai departe și dacă lumea te apreciază și te iubește, n-au ce să-ți facă, poți să pui de-a curmezișul cât vor. Ei, și atunci încearcă pe alte căi să te denigreze, să spună că ai fost, că te-au văzut, că n-ai fost, că știi, fel de fel de aberații de astea, de care eu am avut parte, dar n-au reușit să-mi facă nimic. Dacă ar fi să schimb ceva în viața ta, care ar fi schimbarea cea mai mare pe care faci? Uite, că tot vorbeam de bunătate sau de faptul că ești un om rezervat. Schimbarea mea, dacă ar fi să nu mai am încredere atât de mult în oameni. Să știi că am încredere în oameni. Și sunt așa, milos, mimil, hai să ajutăm, hai să facem. Dar deși mulți oameni sunt foarte parșivi. Se bagă pe sub pielea ta doar să-și vadă interesul. Încă o dată, mă repet, am mai spus-o pe parcursul emisiunii. Ești bun atât cât le faci interesele. Este această slăbiciune care te-a costat cel mai mult în viață? Exact, foarte mult. Și mă costă și acum. Că tot nu pot fi. Și de multe ori îmi spun gata și soția mea spune nu mai fi atât de bun, încearcă să nu mai fi atât de... Nu pot, asta e felul. Ce să fac? Bunătatea e bună, dar poate că totodată tot și noi în bunătate naivă. Da, da. Dar, nu, nu mor ca ei când vor căiniști. Este o vorbă la noi, la români. Cum te vezi în următorii 10 ani, Sorin? Nu știu cum am să mă văd în următorii 10 ani, decât... Socru? Nu, eu totuși am spus la copii peste 25 de ani, după vârsta de 25 de ani, să-și facă un drum, să-și croiască o profesie în viață. Și de ce le-ai dat termenul acesta de 25? Crezi că mai după 25 de 25 de ani mai maturi? Da, mă gândesc că vor ști să lupte în viață și vor lua viața în piept așa cum va fi la vârsta respectivă. Și dacă fiul tău cel mare vine acasă și spune tată, m-am îndrăgostit, tu te-ai însurat după 6 luni, eu simt că e momentul să fac acest pas. Da, dar m-am căsătorit la 25 de ani, am zis, nu-ți mai așteaptă. Păi da, și poate fiul tău vine la 22 și spune asta. Dacă va fi, îți dai seama, ca părinte trebuie să te modelezi după copil și să-i vrei binele. Că până la urmă nu poți nici să te opui atât de mult, că pleacă de acasă și tot face. Exact. Și atunci ți-l faci dușman, nu mai ai încrederea în el. Până la urmă, copiii trebuie să-ți fie mai mult prieteni decât copii. Pentru că să discuți cu el orice și atunci adevăr, când este greu lui și chiar și ție când îți este greu, trebuie să se compenseze una cu alta. Ești tată de 3 copii, simți că există o inima împărțită în 3 camere, simți că ai o relație mai apropiată cu unul din ei, o prietenie mai apropiată? Că de iubit bănuiesc că iubești pe toți 3 la fel. Toți sunt la fel și pentru mine și pentru Irina. Irina este mai pentru Ionuț are o slăbiciune, dar nu că eu nu deci am... Deci e adevărată fetele lui tata. Da, nu că nu am... Ionuț a fost primul fecior și mi-am dorit băiat, eu chiar și al doilea am dorit să fie băiat. A fost fată, așa dezamăgit, am plecat de la cabinetul doctorului când am fost la control. Dar când a venit Maria, să știi că a fost o slăbiciune aparte pentru Maria, așa. Nu că lui Ionuț i-ar fi lipsit ceva sau nu îi ofeream dragostea. Ei, a venit Irinuca... A venit Irinuca și așa nu știam cum să mă comport cu Maria, să nu sufere Ionuț. Na, Ionuț altfel avea deja 10 ani între Irinuca și Ionuț, este o diferență de 10 ani. Soția mea când a rămas însărcinată cu Irinuca a plâns vreo 4 săptămâni, că la 30 de ani a rămas însărcinată, ce o să spună lumea? De ce o să spună femeie, dar nu ești de 100 de ani. Și... așa, o leacă între fete, de multe ori mi-e milă și de una și de alta și n-aș vrea să supăr nici pe Irinuca, nici pe Maria. Tatăl despre care se spunea Irinuca că e mai sever, ceartă tot cu Maria, se lasă. Că na, Maria, 13 ani, domnișoară, nu mai stă să-i facă mofturile lui Irinuca.
Și tot îmi spune, eu o bat pe asta dacă nu se liniștește. Și îi spun, Doamne ferește, cum să o bați? Și pe cealaltă îmi pare rău că asta o necăjește. Na, e mai... Dar cum administrezi relația între ei ca frască? Bănuiesc că au și contrazicere, au și certuri. Clar, am și eu soră și știu că în acea situație am fost. Nu, eu încerc să-i împac de fiecare dată și să-i unesc, pentru că așa trebuie să facem, n-avem cum. Uite, să-i luăm de așa manieră încât ei să creadă că de fapt ții cu Ionuț, țin cu Ionuț, cu Maria, țin cu Maria, cu Ionuț. E așa să aibă impresia, de fapt ții cu toți. Dar să, trebuie, este o luptă și o muncă de dus. Ți s-a întâmplat să le spui, lăsați-o că e mai mică? Da, că tot spuneai da. De... Și nu au început să te certe sau să nu, fie supărați? Nu, să știi că n-au vociferat. Iar Ionuț, trebuie să recunosc că a iubit-o mai mult pe Irinuca decât pe Maria. A îndrăgit-o și pe Maria când a venit. Dar era diferența de vârstă mai mică, poate. Da, era 2 ani diferența între ei. Când a venit Irinuca a fost altceva. Dedicat. S-a văzut, da. Și acum o ia, plimbă pe sus, prin casă. Între el și Maria leacă mai multă ciundăneală. Un pic așa scânteia mai... ei sunt zodii dublei. Ionuț este pești, Maria gemeni și Irinuca balanță. Deci... Da, se potrivesc foarte bine, cel puțin cel mare băiatul cu Maria din punct de vedere al zodiilor categoric. Să știi că mai bine cu Irinuca. Cu Maria e așa, tot câte un câte o înțepătură trebuie să fie. Probabil concurs așa între ei, fiind diferența de vârstă de mic, ani, da. Da, da. Mică. Dar printr-un exercițiu de imaginație, așa cum ai cânta, dacă ai avea de ales, ce moment din viață ai vrea să retrăiești? Momentul când chiar am realizat cântecul pentru copii. Eu i-am realizat cântecul lui Ionuț când s-a născut feciorașul tati drag. Când s-a născut Maria, i-am dedicat și eu un cântec tata și o fetiță are. Ei, la Irinuca nu i-am făcut cântec și să știi că mă reproșează. Că pentru cei doi ai și pentru... Nu, cântecul meu care. Și acum ca să o împac, îi făcusem cântec Irinei. Of, dor și ardor. Irinuca, fată, hai. Și așa ca să o liniștesc, îi spun, uite, asta of, dor, e de fapt a tău. Nu e al lui mami, e a tău. Că despre Irinuca se vorbește în cântec. Și o mai modelez, așa, o mai prostesc. Pentru puțin timp de acum înainte, că trebuie să iei o decizie. Cântecul meu, care e cântecul meu? Păi, te rugăm, uite, rugăm asta, frumos. Uite, cântăm despre Irinuca în el, zic. Parcă nu simte ea că e atribuit perfect. Acolo, faptul că lor le-am făcut și videoclipuri. Și lui Ionuț, și lui Ionuț și lui Maria la cântec. La cântec cu ei și videoclip, nu avem nimic. Pentru că emisiunea noastră se apropie de final, aș vrea să te invit acum să ne spui, nu neapărat un motto, să ne faci o concluzie despre ce înseamnă pentru tine soția, copiii și termenul de familie. Soția și copiii pentru mine sunt cea mai mare binecuvântare de la Dumnezeu. Sunt un om împlinit, sunt un tată împlinit, un soț împlinit, un familist convins, pot spune, și un om poate binecuvântat de Dumnezeu, cu tot ce e mai frumos, familia, sânul familiei. Mă bucur din suflet că ai fost prezent astăzi în emisiunea Folclorul sub lupă. Multă sănătate pentru tine, soție și copii și să ne revedem cu bine. E, nu o să spun când o să devii bunic sau socru, dar până atunci poate cu mare drag. Majoratul băiatului. Cu mare drag. Până data viitoare, dragii mei, să mai îmbătrânim puțin alături de cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere!